Dragii mei cetățeni, dragi colocatari ai acestei frumoase încățări, eu, președinta voastră, vreau să vă zic un la mulți ani și un an 2020, cum nu se mai poate. Anul 2019 nouă ne-a adus și urcare și coborâșuri. Am avut de toate, am avut și pierderi. Anul acesta, da, un an foarte anevoios, domnul Dragnea a plecat la odihna bine meritată, l-au închis. Știți, chiar se simte cumva chiar închis un pic. Am mai vorbit cu el și mi-a zis că, nu știu, nu are energie, parcă i-a subt-o cineva. Asta e, ce să facem? Dragilor, știți, eu știu o vorbă învățată pe pielea mea. Oameni suntem și omul e înainte de toate. Omul e înainte de toate. Un an, cum am zis, 2020, numai cu bucurii, cu realizări. Eu acum sunt și președinta femeilor, am grijă de femei ca ele să meargă pe drumul cel drept. La anul și la mulți ani, dragilor!